Acum, în plină criză pandemică, este nevoie de tine mai mult ca niciodată. Acesta este mesajul pe care îl transmite sub filiala de Cruce Roșie din Deva, care așteaptă voluntari de toate vârstele să se alăture acțiunilor umanitare ale acestei respectate instituții. În primul rând, acum în plină criză pandemică, avem nevoie de voluntari mai mult ca niciodată, pentru că avem foarte multe acțiuni care urmează să fie desfășurate, cum ar fi deschiderea primului centru de vaccinare drive-in din țară, sâmbătă în Parcare Oșan, și avem nevoie de voluntari pentru a putea susține această activitate. Și Crucea Roșie sub filiala Deva organizează numeroase activități, de la acțiuni de ecologizare până la acțiuni cu tematică socială sau chiar campanii de informare cu privire la pandemie. Și despre înscrierile pentru Crucea Roșie, am postat un formular de înscriere pe paginile noastre de Facebook și de Instagram, le puteți găsi acolo, și orice întrebări suplimentare ați avea, să nu ezitați să ne contactați. Cei care doresc să devină voluntari ai Crucii Roșii pot face acest lucru prin prezentarea la sediul subfilialei din Deva, situat pe Alea Viitorului, numărul 4, lângă școala gimnazială Andrei Șaguna, fostă numărul 4, în ziua de luni, 26 aprilie, la ora 16.